Astfel de imagini sunt la ordinea zilei în Suceava, pentru că se confruntă adesea cu blocaje în trafic și efectiv nu au pe unde să circule pentru a ajunge la pacienți în cel mai scurt timp. Ambulanțierii au solicitat din nou primăriei Suceava să desființeze separatoarele de sens din zona comercială a orașului. În replică, primarul Ion Lungu a declarat că înainte de a lua o decizie, se va consulta cu poliția rutieră. Alesul local a explicat că separatoarele de sens au fost montate în baza unui studiu de circulație. Studiul de circulație care s-a făcut a venit cu această soluție pentru siguranța circulației. Da, unii nu zic că nu fiind dreptățite, dar și eu, cel prin fiecare zi, n-am văzut chiar așa blocaje mari la ambulanță să treacă pe parte pe alta. Adică oamenii totuși se dau la o parte pe banda la doua, banda întâi, dar, mă rog, dacă e solicitarea lor, o analizăm, dar să discutăm cu poliția rutieră, repet, la vremea respectivă, toți specialiștii din studiul de trafic au venit cu acele soluții pentru siguranța traficului. Primarul a afirmat că în zona în care au fost montate separatoarele de trafic a scăzut numărul de accidente rutiere. Dacă am avut acel scoar și în zona grupului școlar, acolo cum se coboară în pantă, probabil că ar fi fost accidente mai puține și acolo. Deci au și ele rostul lor, nu sunt eu specialistul, dar la vremea respectivă tot așa au venit specialiștii și au spus până acele scoare pentru creșterea siguranței circulației. Ambulanțierii au mai solicitat desființarea separatoarelor de sens de pe calea Unirii în perioada 2018-2019.